Mihai Pintili va face deplasarea cu echipa sa în Turcia în data de 15 ianuarie. Șapte zile se va pregăti sub comanda lui Petre Grigoraș pentru că apoi urmează să se alăture lotului echipei naționale. Capitanul a fost convocat de Victor Pițurcă în vederea pregătirii mondialului din 2014. După plecarea lui Vlad Chiricheș, Pintili a rămas singurul pandur care va îmbrăca tricoul echipei naționale. Deocamdată Pintili e convocat. În mod cert. Gorjenii nu au primit convocări la echipa națională de tineret, o surpriză neplăcută pentru conducerea clubului care se aștepta ca tinerii din lotul Gorjan să fie pe lista lui Emil Sandoi. Nu, deocamdată nu au venit uh, convocări la echipa tineret. Singurul care are, are convocare certă până la această la echipa mare. Dintre tinerii jucători din lot, Lazar, Rada și Brata au mai fost convocați anterior la echipa națională de tineret, iar Unguru și Roberto Dumitru la echipele naționale de juniori.